Peste doar câteva zile începe un nou an școlar pentru elevii din România. Vacanța de vară este pe sfârșit, iar părinții au început deja pregătirile pentru cele necesare ca școlarii să revină la ore așa cum se cuvine. Anul școlar 2022-2023 va fi unul interesant, cu multe schimbări, atât pentru profesori cât și pentru elevi. Conform știrifresh24.ro, prima și cea mai mare schimbare pentru elevii și cadrele didactice din România în anul școlar 2022-2023 vizează structura anului școlar, respectiv renunțarea la semestre și introducerea noțiunii de module. Așa se face că noul an școlar va fi împărțit în 5 module de învățare, care vor alterna cu 5 vacanțe. De asemenea, tezele nu mai sunt obligatorii și rămân la latitudinea fiecărui profesor, iar media va fi una singură încheiată la finalul anului. Elevii vor avea 5 vacanțe noul an școlar, spre deosebire de anii trecuți, când doar preșcolarii și elevii din clasele primare intrau în vacanța de toamnă. Acum, toți elevii se vor bucura de aceasta. Următoarea vacanță va fi în luna februarie, dar data exactă va fi decisă de fiecare inspectorat școlar. Prima vacanță de toamnă pentru toți elevii se va desfășura în perioada 24-30 octombrie. A doua vacanță de iarnă este programată pentru perioada 23 decembrie-8 ianuarie 2023. A treia vacanță, care va dura o săptămână, se va desfășura în perioada 6-26 februarie 2023 și poate fi acordată în a doua săptămână, în a treia săptămână sau în a patra săptămână din februarie, la decizia fiecărui inspectorat școlar. A patra vacanță este programată pentru perioada 8 aprilie-23 aprilie 2023, iar ultima vacanță din anul școlar 2022-2023, respectiv vacanța de vară, va avea loc în perioada 17 iunie-4 septembrie. În anul școlar, care începe pe data de 5 septembrie 2022, tezele nu vor mai fi obligatorii. Se va încheia o singură medie pe an, va exista un plan individual de învățare, se renunță la măsura exmatriculării și transferul la alte școli se va face doar în situații excepționale, relatează știrifresh24.ro.